Bulgaria va adopta moneda euro la 1 ianuarie 2024. Acesta este anunțul făcut de vicepremierul și ministrul de finanțe din țara vecină. Autoritățile bulgare spun că statul se află în prezent în sala de așteptare a zonei euro, dar trecerea la moneda europeană rămâne în mod cert importantă pentru guvern. Planul de adoptare a monedei euro rămâne același cu cel anunțat de Banca Națională a Bulgariei și de Ministerul de Finanțe în luna iunie a anului trecut. Acesta prevede adoptarea imediată a euro fără o perioadă de tranziție. Există două sau trei termene limită în acest plan, dar nimic altceva nu a fost schimbat în acest plan de la 30 iunie anul trecut. Absolut toți cetățenii, nu doar parlamentarii, au avut aproape un an pentru a se familiariza cu acest plan, a declarat vicepremierul Asen Vasilev. Intrarea Bulgariei în zona euro rămâne în mod cert cea mai importantă dată din plan. În general, mesajul politic din partea noastră este că data de 1 ianuarie 2024 este susținută de toți. Partea tehnică este lucrată atât de Ministerul de Finanțe, cât și de toți cei implicați, pentru că procesul în sine îi privește pe toți cei care fac cumpărături, dar pentru statul în sine este un proces foarte important, a declarat ministrul Inovației Daniel Lorer. De asemenea, el i-a sfătuit pe politicienii bulgari să se grăbească cu adoptarea finală a planului după ce vor pregăti analizele necesare. În prezent, Bulgaria nu îndeplinește, dar se încadrează în excepția criteriilor în vederea adoptării monedei unice europene din cauza pandemiei de COVID-19. Țara se află în sala de așteptare a zonei euro, cum este denumit mecanismul monetar ERM-2, care nu prevede o limită a perioadei de așteptare.